Cea mai bună luptătoare din Europa locuiește într-o cămăruță de câțiva metri pătrați. Vorbim despre craioveanca Ștefania Priceputu, care joia trecută a obținut titlul continental la cadete. Antrenorii ei au vorbit astăzi despre condițiile în care doarme și se reface după antrenamente sportiva de 16 ani, o adolescentă ce provine dintr-o familie care s-a destrămat. Tehnicienii au făcut un apel la autoritățile locale pentru rezolvarea situației Ștefaniei. Unul dintre ei, Valentin Boboșca, i-a fost în ultimii 4 ani ca un al doilea tată. Da, de unde să stea? Deci, când nu e la lot, o ținem aici, la Laguna Albastră, într-o cameră, mănâncă la Buzești. La frații Buzești, aici, unde ne-am adaptat la condițiile actuale. Astă vară a fost pe la mine, la țară, am ținut-o acolo, cât am stat eu pe timpul vacanței, am ținut-o ca să uite de greutăți, să aibă și ea o vacanță. Antrenorul meu, dacă nu e lângă mine, nu pot să mă lupt. Simt când este lângă mine că mă ajută, mă sprijină cu mai multe. În rest, de la lotul național, nu simt aceeași atracție de la ei. Că ei nu mă ajută, nu pot să zic că nu mă ajută, că orice antrenor te ajută. Dar eu am început luptele cu antrenorul meu și asta el m-a ajutat foarte mult. Banii pe care îi va primi pentru performanța realizată sunt mult mai puțini decât ar merita sportiva și nici aceștia nu se știe când vor veni. Singurele autorități care au voie să facă premieri, Ministerul Tineretului și Sportului. Pentru această medalie a ei va trebui Federația prin Ministerul Sportului ca să o premieze. Undeva o cifră simbolică, 20 de milioane vechi. Ștefania este legitimată la liceul cu program sportiv Petrache Trișcu CSM Craiova și a fost declarată anul trecut sportiva anului în Dolj. Peste 3 săptămâni ea va participa la campionatul mondial din Rusia.